Un pas important pentru serviciile de urgență din județul Suceava. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a vizitat șantierul punctului aeromedical din Câmpul Lung Moldovenesc, care va deservi întreaga zonă montană cu un elicopter SMURT. Investiția în valoare de 2,5 milioane euro presupune construirea unui hangar modern, heliport, clădire tehnică pentru birouri și o pistă de aterizare echipată cu sistem de iluminare și balizaj special, a subliniat președintele Flutur. Stadiul de execuție 30% la momentul de față, cu promisiunea că în această toamnă se va finaliza lucrarea. Ca să înțeleagă oamenii despre ce este vorba, aici va fi garat elicopterul SMURT pe care Consiliul Județean Suceava îl primește de la Ministerul Afacerilor Interne pentru operarea pe zona montană pentru situațiile excepționale și mă refer aici la apelurile pentru accidente, pentru fel de fel de intervenții rapide, AVC-uri, infarct și alte intervenții. Am luat această hotărâre pentru că deja la Suceava avem un heliport pe Spitalul Clinic Județean, o investiție de alte 1,2 milioane de euro a Consiliului Județean Suceava. Acolo, deja în 6 luni de când am deschis operarea, avem 21 de pacienți transportați, 12 sunt aduși la Suceava și 9 sunt transportați la București sau la Iași. Se justifică această rețea. Aici, la Câmpul Lung Moldovenesc, în spatele meu vedeți hangarul și birourile, zona de odihnă pentru cei care operează heliportul. Va fi platforma heliportului de 20 pe 20 metri, aleile de acces, roată împrejur, un gard fonoabsorbant pentru limitarea zgomotului pentru vecini, instalație de balizaj pentru dirijare luminoasă a aparatelor de zbor aici la pistă, toate utilitățile, depozit de carburant, stație pentru stingerea incendiilor, toate lucrurile astea, parcări, sunt prinse în acest proiect care la sfârșitul acestui an va fi gata. Un mare câștig și mulțumesc primarului Mihăiță Negur aici de față că ne-a dat acest spațiu ca să-l putem valorifica. Va deservi toată zona de munte a județului Suceava și nu numai, să nu fie nevoie să se apeleze la 112. Într-un timp foarte scurt, elicopterul va putea fi prezent și asta înseamnă salvare de vieți omenești. Primarul din Câmpul Lung Moldovenesc, Mihăiță Negură, a mulțumit autorităților județene pentru sprijinul oferit comunității locale. Această investiție, cum spunea și domnul președinte Flutur, va salva vieți omenești. Este o investiție extraordinar de importantă pentru toți cetățenii din zona Câmpul Lungului și nu numai, pentru că acest punct de operare aeromedical va fi pentru întreaga zonă de munte în cazuri de situații de urgență și aici mă refer în primul rând un turist care este într-o situație dificilă pe un masiv Rarău, Giumalău sau Muțe Rodnei, astfel încât acest aparat va interveni cu echipajul specializat în vederea aducerii la cel mai apropiat spital municipal. La Câmpul Lung și poate de ce specialiștii au ales această locație din municipiul Câmpul Lung Moldovenesc este timpul foarte mic de a veni salvarea și de a duce la unitatea de primire urgențe din cadrul spitalului municipal. Eu mă bucur și Câmpul Lungene îi mulțumesc președintului Consiliului Județean Flutur pentru că această investiție e atât de importantă, nu numai din punct de vedere financiar, dar din punct de vedere al salvării de vieți omenești, se află în mijlocul județului Suceava, în zona de munte. Din discuțiile avute cu concetățenii mei, pe care îi respect și i-am apreciat de discuțiile avute și în cadrul Consiliului Local, astfel încât în dezbaterile publice a reieșit că toți acești vecini au fost de acord că acest amplasament extraordinar de important pentru salvarea de vieți omenești este chiar aici.